După ce ați văzut emisiunea de Sneaker Talk de la mine de pe canal, ei bine a venit ziua în care ghiciți ce facem emisiunea de shopping spree astăzi. Hai să vedem ce vrei să-ți cumperi. Începem aici la peretele de Adidas și este prima oară când fac nebunia asta într-un magazin de resell, deci o să fie și pentru mine un pic altfel. Hai să vedem un pic, să-mi spui așa un pic cum ai văzut, cum ai perceput tot trendul care s-a petrecut în jurul perechilor de Dunk Panda. Bă, nu știu despre el, acum e prima oară când îmi zici. Nu m-am uitat în primul rând și nu prea am fost în filmul de low-uri, gen nu m-am uitat la low-uri ever. Și n-am avut nicio pereche de Dunk-uri până acum. Ok. Îmi plac unii, uite, de exemplu, ăștia o să-mi iau. Ok, deci 100%, pentru că mă rup rău de tot și i-am aflat de la sora mea care mi-a zis că îi plac și probabil o să-mi iau și mie și ei ăștia odată. Ok, deci ăștia rămân, da? Da, rămân. Ok, 42, porsul. 42 și 37 pentru sora mea. Ok. Așa. Cu Jordan 1 high-urile cum ai fost? Jordan 1 high m-a rup rău de tot. Cel mai mult mi-au plăcut ăia cu cord purple-ul, OG okay. Cord purple. Și îmi plac și ăia turbo green. Ok. Și îmi plac și aia verzi, nu mai știu, aia de și-a luat TJ. Green tău? Sincer, mi-au plăcut mereu ăștia Chicago și șmecher rău de tot. Da, și prețul este skyrocketing. Da. Într-adevăr, Nike-ul a scos Lost and Found-urile, care sunt efectiv aceeași pereche, doar că au niște chestii mici diferite. Ce pe ea. E vibe-ul ăla creponat, așa da, gen. Nu, doar aici. Doar aici. Asta? Da, atât. Și în rest e aceeași pereche, doar că asta costă în moment de față la resell undeva între 400 și 450 de euro și asta e între 1000 și 1600 de euro. Da, să zic sincer, nu îmi place așa mult asta. Nu-ți place, din nu? Din ruptura asta așa, e, mi se pare că sunt și așa și aici. Da, și acolo, ok, da. Da, mă rog, ăștia sunt mișto. Sunt mișto. Crecul ăla, a, da, și uite și ăștia, ce-au făcut. Nu-ți place? Asta a fost o pereche number, dar au făcut prima oară 800 de bucăți. Poate mă înșel eu, corectați-mă voi în comentarii dacă am zis eu o prostie aici. Dar au făcut prima oară 800 de perechi, le-au vândut doar în Chicago și le-au vândut gen number, gen cu număr înăuntru. Știi cum e la perechea de Dior-uri? Da, asta da, e da, după, da. A fost după și un general release la ei. Partea asta îmi place, da. Nu-ți plac bredurile? Nu? Mi-e place mai mult bredul decât Chicago. Știi care e faza? Mie nu-mi place nici Air Force-ul negru, full negru, mie nu-mi place. Nu-ți se pare un pic de făptaș? Lasă asta, ba da, da. Adică... Acum cu astea, cu trenduri și cu chestii de-astea, da, dar zic că nu mi-a plăcut niciodată, nu știu, mereu mi-au plăcut ăștia, clasic. Altceva de aici, din zona asta de Jordan 1, Dunk-uri, că o să mergem și partea alta unde sunt niște Easy-uri, unde sunt Jordan 4, pentru că acum iar este nebunie cu Jordan 4. Uite și cu ăștia a fost acum, Frozen Moments-urile, dacă le știi. Plac rău de tot. Ok. Dar mi-e greu să-i asortez, sincer, de-aia nu mi-aș lua. Cum și ogonam? Că nu mai am loc de loc la pantofi. De aici, de pe peretele ăsta, nu cred că mai vreau nimic, ca că... Hai să trecem la zona de Spider, care ăștia, e... Ăștia, ăștia aș vrea în ultimă instanță, dacă nu găsiți nicăieri ceva, mă întorc la ăștia, că mă rog. Bombă. Hai să trecem la zona de Spider. Da. E brandul lui Young Thug. Da. Free Cum Young se Thug. Pare? Mi se pare tare, mi se pare super tare. Evident că îl și am pe mine, ăsta mi l-am luat la New York tot setul și văd că l-aveți și voi aici. Mi se pare tare, chiar mi se pare tare, dar uite, ca fit, ți-am zis că mă enervează că e bufant aici sau nu știu cum se zice, că se... Ți-am zis Kanye. Kanye a dat drumul la chestia asta. Da, Kanye la ăsta arată altfel. Ăsta e Balenciaga Easy Gap, adică îți dai seama că sunt și alți bani băgați decât astea. Astea probabil sunt niște blancuri pe care s-a pus un print de ăsta paf. Da, dar după ce mi-ai zis tu că ăsta are alt... Ăla e alt fit. Alt fit? Da, e un fit un pic mai boxy. Ăsta o să-mi îl iau, o să-mi vreau L. L? Da, e mișto. Adi, poftim. Și pantalonii L. Și pantalonii L. Poftim, Adi. Vrei ăsta albastru? Da. Ok. Totel? Îl băgăm și pe ăsta totel. Totel. Hai vino aici. Nu știu dacă o să le iau și pantalonii sau nu vedem, dacă hai mi-ai dat opțiunea. Să-ți arăt aici niște nebuni un pic. Scor? Scor la ăștia? 7000. Dar materialele sunt next level. Bă, asta mă uit. Mă uit la pielea asta de aici. E altceva față de tot ce mai vedea pe pereche de Air Force One și dacă vrei să vezi pielea cum trebuie, ia vezi aici piele. Asta e piele, piele. Eu ăștia nu mi-aș lua orice ar fi, pentru că ți-am zis că nu-mi plac nimic. Dar ăștia, ești lua. Și ăștia sunt la aceeași preț, nu? Da, cam pe acolo, 7, 8, 9.000. Depinde foarte mult de măsură. Ăștia sunt, 42. Chiar sunt 42. Legit, gen, sunt 42. Nu mă fă să o fac pe aia. Legit, sunt 42. Mamă, stare rău de tot, îți dai seama că... Având în vedere că am discutat la... Am discutat înainte că n-ai dat mai mult de 5.000, acum ar fi un pic așa să... Hai că cu 2.000 ce... 2.000, ce mai sunt 2.000? Nebunia care a fost, nu știu dacă tu știi, nu știu dacă te uiți, a fost cu ăștia, dar cu ăia negri, nu știu dacă știi pe ăia negri. Îi știu ăia cu mof da. Aici. Da. Că sunt cei mai ieftini. Da, cea mai ieftină pereche de off-white-uri. Și într-adevăr asta a fost. Și românul dă seama că a pus botul, voia o pereche de off-white-uri. Ăștia cât sunt? 10 milioane. 10 milioane. Da, 1000 de lei. Bă, interesant asta aici, sincer. Arată mai ok că e full galben. Dacă e ca la el alții unde erau multicolori, era nașpa, gen. Da, nici mie nu-mi place. Bă, interesantă și asta aici. Nu zic că ăștia... Asta e ultima pereche făcută de Virgil cu Nike. El, asta e ultima pereche pe care a făcut-o el. Deci silueta asta el a făcut. Bă, e mișto, dar nu... Nu știu, în primul rând că nu-mi place galben. Dacă ar fi pantoful ăsta cu culoarea asta, gen colorway-ul ăsta, m-ar rupe rău.
Ok. Sincer. Ceasul Cartier, unde e ceasul cu care ai venit atunci? Prima oară. Mai știi când ai arătat ăla? Da. Ce crezi? E la Cartier, la service. I-am schimbat brățară și i-am schimbat bateria dinăuntru și l-a polișat pe tot. Că inițial ceasul nu mai mă rupea așa de rău. Era cumva de început, așa mi-l lase la început. După l-am văzut la mâna lui Muhammad Ali. Și am zis, bă, dacă Muhammad Ali poate să-l poarte, cum să nu-l iau și eu? Normal. E tare. Și acum, evident, cu ăsta cu care suntem gemeni, nu? Nu știu ce ai. Da, același lucru, de just tu, da, al meu e cu rose gold, al tău e cu white gold. Villaun, cum ai fost cu Villaun? Ai văzut? Ai purtat? Am avut perioada. Ai purtat? Stai, lasă, la început, 2018-2017, da, acolo. Da, am avut câteva tricouri clasice alea cu... 200 de lei tricou. Cum ai 200 de lei? Atâta sunt, 200 de lei. Ok. Deci tricourile... Și eu am dat 10 milioane pe unul când eram mic. Atunci, în perioada aia, da. Când a fost hype-ul total cu Villaun, atunci purta toată lumea Villaun și toată lumea voia Villaun. Am dat la schimb pe el un tricou Gucci, ăla clasic negru, descria Gucci cu roșu așa într-o și așa. Prost. Urât rău tricoul ăla. Tricou, dar a fost primul meu tricou Gucci, trebuia să-mi iau și eu Gucci că era hype. Și mi l-am luat pe ăla și l-am purtat odată în clip la player și după am zis ceau. Gata, că nu mai. Și am dat la schimb un tricou Villaun de la verde cu ăla cu Friends. Ok. Și mi-a mai dat diferență de vreo 8 milioane sau frumos, ceva. Bun. Aici zona de Utopia, Road to Utopia, dar Travis mai are momente în care folosește niște materiale proaste, rău de tot, uite cum ar fi astea care sunt făcute de Road to Utopia, sunt destul de nașpa din punctul meu de vedere. Da, îl știu materialul ăsta clasic de... Gildanuri. Da. Ăsta e Gildan. E, astea, pune mâna pe material. Ăsta e altceva un pic. Și printurile sunt altfel și tot e altfel. Ok, păi și care e diferența din două colecții diferite? Da, sunt două colecții diferite. Ce vinde la el pe site, ce vinde la concerte și ce vinde înainte de concerte. Când vinde la concerte și înainte de concerte, face mass market foarte mult, știi? Și face cele mai proaste materiale, le vinde la același preț. Deci ele sunt vândute la același preț de Travis. Okay. Doar că face chestia asta pentru că știe că lumea o să cumpere. Același lucru și la The Weeknd. Am fost la The Weeknd la show la Nisa. Materialele de pe merch-ul de la The Weeknd de la Nisa, oribile, gen. Cele mai proaste materiale pe care le-am văzut eu vreodată. Oribile. Okay. Ăsta m-a rupt. Ok. Dacă l-aveți pe L sau M, că pare destul de mare. E boxy, da, e un pic. M sau L ăsta. Ok, uite aici. Hai să ajungem un pic aici la cele mai hype perechi care se găsesc în magazin celor de la Trutusol. Astea sunt? Da, bă, aici și aici. Astea sunt cam cele mai. Eu acum personal nu-ți plac niciuna, în afară de Tiffany. Care, doar Tiffany-urile care mi se pare ca idee, dar tot nu i-aș purta că-s negri și nu prea mă rup. Dar nici ăștia, nici Air Force-urile cu foi din The Ten. Ăștia sunt Air Force? Da. Nu știu, mă, ce-i cu ei. Nu-mi plac. Și primele Easy-uri lansate, 350-urile, Pirate Black-urile și Dove Street-urile, cred că ceva de genul ăsta. Nu-ți dă bine. Nu? Nu ai purtat Easy niciodată? Ba da, dar nu, bă, ăștia mi se par... Pentru că au fost foarte fake-uiți în România, de asta cred că ți se par ție așa. Da, Travis-urile, ăștia îi vreau, evident. Ok, de ce ăștia? Ăștia aș vrea, ok, da. Stai să ne dea cheile, că încă să ne chinuim cu cheile un pic. Cum se par dancurile de le-a făcut Travis? Nu-mi plac. Nu-ți plac? Nu, cred că tot din motivul ăla că i-am văzut la alții. I-ai văzut foarte mult fake-uiți. Da, da. Ok. Și mă enervează. El ca model e foarte interesant cu vibe-ul ăla de flanel, de... Prima pereche pe care a scos-o de Air Force One. Poate să deschidă și aici? Da, imediat. Mergem acolo, înapoi, că s-a chinuit cu deschisul. Ia să vedem. Stai să vezi Air Force ăștia, uite. Nu știu ce-i cu ei, parcă sunt cam subțiri. Așa sunt, așa a făcut când a scos The Ten Virgil prima colecție, a făcut special chestia asta, să știi. Okay. Gen, a făcut foarte mult nebunia asta, a păstrat foarte mult, uite, vezi materialul ăsta aici netăiat. Da, ca la Off-White și... clasic. Da, pe... Ca la ăia, cum zice. Ca la Oții, da. Ca la Oții. Da. Da, nu știu, nu i-aș purta eu personal. Okay. Înțeleg, sunt foarte mișto, calitate, nebunii, materiale care nu m-aș fi așteptat. Ce am plac, sincer? Ăștia reverse mocaule? Dacă n-am purtat eu low-uri și mă văd în ăștia, sincer, dar nu-mi dau seama exact care îmi plac mai mult, gen. Cred că totuși ăștia îmi plac și i-am vrut de mult timp, dar tot așa, i-am tot văzut și m-au plictisit un pic de ei, dar tot simt că la un moment dat va trebui să i-am, deci, na. Și ăștia îmi plac, gen, dar nu știu dacă m-ar rupe pe mine, gen, să-i port, ok. Cum i-aș purta. Rămâne ceva? Nu știu dacă rămâne ceva, din câte știu ăștia, probabil o să iau, da. Deci ăștia, da? Da, da, da. Ia, mi-arăți și pe ea să-i, da, căvă ca să un vrei peci să pui mâna? Ceva. Da, 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 deci fii atent, sușurile sunt removable. Ah, poți să scoți sușurile și sunt mai multe tipuri de sușuri pe care le au. Ah, ok. Și le au un pachet, da. Și au și grillsurile astea aici, pe care le avea Travis. Bă, sunt marfă, dar cred că se jegăresc instant. Îți dai seama că îi faci praf. Asta a fost singura pereche pe care eu am primit-o fake, v-am povestit de ea, m-am dus să o dau înapoi la Craiova, m-am dus peste ăla, să o iau de la ăla să-mi dea banii înapoi. La Craiova, ca idee. Da. A fost singura dată când am primit o pereche fake. Sincer, m-am gândit și cu ăștia. Cam astea sunt sușurile, băieți, dacă nu le știți sau le știți. Astea sunt sușurile cu care vine perechea de Air Force One. Da, mă rog, îmi plac astea, sincer. Doar pentru asta și îmi place și materialul. Grillsuri nu vrei să-ți faci? Ba da, fix asta.
Asta e următorul lucru care... Dar trebuie să spui aparat, bănuiesc, înainte, nu? Sau poți să spui grills oricum, nu? Nu ai treabă? Un alt lucru cu care e tot românul nebunit... Essential. Essential. Fear of God. Nu-mi place. Nu-ți plac? Nu așa mult. Poate că tu sunt... mai din motivul ăsta. Da, că și sunt... Și uite exact același guler ca aici, de ți-am zis. Pentru că toată lumea, Jerry Lorenzo, la fel, s-a dus după chestia pe care a făcut-o Kanye. Mm-hmm. Kanye, când a făcut hanoracele astea, a nebunit toată planeta în ele. Adică toată lumea a nebunit și ele zgap la bază, știi, nu sunt altceva. Am ajuns la al doilea perete de Adidas, unde avem și perechile de slide-uri, perechile de Easy 700, Easy 350, Jordan 4. Pune-mi așa un pic cu Easy-urile. Acum, dacă ar fi să-ți mai cumpere o pereche de Easy-uri, ai mai face-o? Nu. Nu, deci nu. Nu, sunt sincer, pentru sală erau destul de comozi, dar sunt pantofi mai buni, gen de alergat sau de sală decât ăștia. Normal, și, nu. Păi ăștia nu sunt făcuți pentru sală, pentru alergat. Da, mă rog, a fost un hype așa în sel. Normal. Să iei, să ai Easy, știi? Jordan 4, perechea românului cu care a nebunit absolut tot românul. Da, ăștia sunt tari, mie îmi plac. Îți plac lightning-urile? Da, okay. Dar nu de mine, okay. Nu le-aș purta eu. N-am avut niciodată o pereche de asta. Ok. Jordan 4. N-ai avut niciodată Jordan 4? Nu pot să cred. Zic. Ok. Viața mea. Da, o să, adică sunt tentat. Am niște perechi care mă rog. Okay. Da, nu-mi plac astea colorate, foarte colorate, știi? Gen, okay. Dacă ar fi ceva mai simplu. De aici, de pe perete, mai vrei ceva? Uite la ceva? Nu prea. Îmi dau seama. Ce-ți place ție? De pe peretele ăsta? Da, sunt curios. Ăștia? Uh-huh. Ăștia da, dar all the way. I-am luat pe all the way. Ăștia Jordan, ăia mă rog, da. All da. The way. Sifomurile astea superbe. Mai vrei ceva sau gata? Nu. Ok, Edi probează, ia pungile și cam asta a fost cu episodul de azi. Hai să dăm cu animație. După ce ați văzut și animația cu toate produsele pe care și le-a luat Edi, ești mulțumit de ce ți-ai cumpărat? Da, normal. Cum e după 2 ani și 8 luni? Cum se simte diferența între cele două magazine? Nu știu dacă îți mai aduci tu aminte ce ai cumpărat atunci, ce nu. Nu mai știu ce am cumpărat știi, atunci, nu? Dar știu că de fapt știu o chestie pe care am cumpărat-o, deși erau chestii mai ieftine și ți-ți minte că îmi luasem un ăsta, un cronic, un palton, ceva. Sau un palton, ți-ai luat paltonul ăla? Ba da, și mi-am mai luat și un ceva de la Carhartt, un ăsta, un sweatshirt ceva, okay. Care l-am purtat super mult timp. Da. Și m-a rupt și acum e la Dana pe acasă pe undeva, nu? Și nu m-a lăsat să-l dau că îi plăcea ei și a zis, bine, okay. Mă, hai că-l ținem. Deci încă au mai rămas produse de atunci la tine. Da, sper da. Să te bucuri de astea și da, fraților, cam asta a fost cu această emisiune de Shopping Spree. Ca de fiecare dată nu uitați de like, share, subscribe, toate alea rele, nu uitați de follow pe Instagram la Georgescu Astegram aici. Follow celor de la Trutusol pe Instagram, Trutusol.ro. Și da, fraților, eu am fost Georgescu Astec aici, v-am pat, pa! Bă, bă.